dus la magazin să ne iau un pateu cu brânză și când am întrebat-o pe vânzătoare cât e, mi-a zis 2,50 lei. M-am uitat în ochii ei și am zis să-mi dă jumătate. Ce frumos au crescut toate trei! Iar dacă nu te-ai dat seama că le sunt toate trei, dă-i înapoi și le vezi momentul. Ce faci pentru salarii, ce-ai fumat, ăla-i scant. Au rubit sau pe avarii, traficant. Mulți sclavani, cărămizi, au legat mai ricii. Ce băgat, ce vrei faci pentru salarii, ce-ai fumat. Dar Tiari, ce-a fumat ăsta? Dalea bune. În pădure cu alune, aveau casă trei pitici. La, și de la alea bune, de numai pitici. La sală, iar noaptea la nară. S-a întreabat dușmanii mei. Legenda spune în felul următor: corii rulează, chelusul livrează, iar bosul fumează. Iar dacă tot pomeneam de, hai să-l vedem. Eu când voi trăgeați pe nas și vă pierdeați timpul pe afară și beați, eu studiam, ai înțeles? Eu îmi citeam. În tot timpul ăsta în care voi ați fost panorame și ați rămas panorame, în timpul ăsta eu n-am făcut altceva decât să mă dezvolt. Iar acum, când noi am făcut pauză, te-ai apucat tu de ele, a? Omul nostru e atât de spart încât nici nu înțelege esența propozițiilor pe care le spune. Deci gata, asta este rezultatul final. Tatiana spune ceva, deci zici că ești o păpușică. O păpușică Barbie, bineînțeles. Da! Păpușa Barbie după ce a mâncat-o pe Tina Drip, că își promova produsele pe spatele ei. Mi-a scris o fată de 15 ani, mă, o fată de 15 ani și mi-am dat seama că e profilul ei, că mi-a intrat pe profilul și m-am uitat, eram șocat. Bine, avea și foarte multe, se machiase, nu știu. Bă, o fată de 15 ani mi-a scris, arată-mi pula, o fată de 15 ani. Tu știi ce a fost în sufletul meu când a trebuit să-i trimit poza aia? Opa, gata, miliția! Dacă mai lovești o dată sub centură, te bag în pizza, mă, ție! Mă mai nervează asta, fraierul ăsta! Doriane, ce dracu de aici, iau ce Lambo mi-am comandat din lemn masiv? Ca o bărbat bețiv, fumător, fără loc de muncă, să fie mereu pus pe scandal. Am eu un tovarăș care se încadrează perfect la criteriile astea. Bă, ia du-te pe dracu, tu vorbești de mine. Păi de asta s-a scumbit, bă, benzina, că v-au văzut ăștia la pompe că purtați toți Gucci și Balenciaga și au impresia că aveți bani. Ce n-a văzut aia de la pompe, care se uită pe camere, e că Gucci și Balenciaga alea pe care le văd pe cameră sunt în p***a mea de la Dragonul Roșu. Am cer scuze de la băiețaș, dar a fost nevoie să blurez acolo pentru că avea reclamă la o pizzerie. Bă, odată și odată o-i găsi eu una, șcapă, surdă, urâtă, grasă, cum o fi? Așa-i, bro! Să țineți minte de la mine că femeia are cea mai tare oală sub presiune. Băi, dă-mă, dracu, și cât costă? Că tu bași carnea tare și aia se moale și cu spumă. Alo, spuma aia de care vorbești tu se numesc copii, iar unele criminale le place să o închidă. Eu te bus, mica sirenă nu mai e ce era odată. Fumează, mâine își bagă în venă. Cum să chepiși în mașină la McDonald's în timp ce comand? Cum să chepiși în mașină? Bus, nelămurirea mea e alta. Oare pișelău apare ca daună pe card vertical? Nu știu de asta. Să ne dea seria de șasiu să verificăm. Ca să vezi frumusețile așa de piramide construite acum 5.000 de ani, trebuie să accept și cealaltă parte a Egiptului, Cairo, care arde cam așa. Legenda spune că ea de acum 5.000 de ani erau mai avansați ca ăștia din prezent, nu? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look. Se vede, e acolo, ia lasă-mă pe mine că-i vin eu de Havla Flyer. Fac o tocăniță de carton, mulțumesc, am și murit. Aia stă în pat și fumează, iar el face mâncare. Și ne mai zicea nouă că e cu
iarăși în casă. Speedy Gonzales, după ce s-au descărcat acumulatorii pe care i-a în cochilie. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă sunt Mickey Mouse. O singură dorință am avut și eu și mi-am deprimit-o, doamne, doamne. Eee, fusus Hristos, mătii de buragiu, toate au o limită. What the fuck? Ăla e Superman? Da, da, Superman după ce a pisat criptonita și a tras-o până azi. Mai fă la pizdă. Valorile României. Foci. Nu. No. Dar foci-te când faci mai cu cei de-ai jos. Aha, cu drept de vot? Cu ce? Foci-te de la pizdă cu cei de-ai jos. Mă, nu mai știi, berberesc. Ai neapărit? Ai de la neapărit? Berberesc cu lama. No, dumneavoastră, poate... Nici măcar ei nu se înțeleg. Despre Mifu știi cu toții că aude în gură. Dar aia unde o auzi? Acolo unde se bărbărește? Tata, eu nu mai vreau câine, vreau un urs. Da, urs vreau. Mamă, ce jucărie mi-am găsit. Hii, s-a spart. Hello, pentru că ai chiare și ai tint. What's going on? What's going on in the kitchen? Ce dezordine făcuseră răpănoșii. Aoleu, ce mă plictisesc, ce mă plictisesc. Grea e viața de motan, grea și plicticoasă. Coaie nu mai am, că m-au castrat ăștia. Grădina zoologică și-a uitat poarta la strus deschisă. Avem țara plină de sifone și zăi șmecheri care mor de foame. E mulți, e răi, nu? E mare. Cum coaie să fii bombardier și să te cheme moșai rob? Norega. Madonna Santa. Vai de pula mea, cu ce hrănesc ăștia pisicile de cresc așa mari? Cum să-l faci pe buragiu să-ți dea lucru furat înapoi? Vaaa! Vaaa! Alo! Ce să faci, bro? Dacă toate parcările sunt cu plată, mai parchezi și prin copaci. Și când te trezește măta la 5 dimineața ca să le arăți la mea,